Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Să ascultăm cuvântul Domnului. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Amin. Vă invit să vă așezați. Am citit din Eclesiastul capitolul 11. Fraților, vă mulțumesc că m-ați invitat. Politețe. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a sprijinit, n-a căzut avionul. Mulțumesc că sunt împreună cu soția. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că vă revăd pe mulți pe care vă cunosc. Pentru fiecare în parte, mulțumesc lui Dumnezeu. E un har să ne privim și să vedem că suntem de frumoși. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Daria. Daria, o să duc cele mai frumoase gânduri din Anglia. Te-am văzut și ești tot frumoasă. Mulțumesc soțului tău, care tot timpul ascuns pe undeva, e omul din umbră. Mulțumesc, e un ajutor mare pentru tine. Dragii mei, primul cuvânt cu care ne luptăm în viață e mulțumesc. Pruncii mici, de când se nasc, după ce învățăm să zică mamă și tată, zi-mă mulțumesc. Și trebuie să o zică și bine. Eu trebuie să vorbesc astăzi despre acest cuvânt care are în el, spuneau frații, o semnificație extraordinară a unei recunoștințe, a unei atitudini. Dar înainte de a vorbi despre el, vreau să spun că numai Dumnezeu ne poate învăța adevărul. Și să vă spun că într-o zi Dumnezeu m-a prins de aici de păr, așa, o mână, că eu am zis că e a Domnului. Și m-a ridicat sus, sus. Niciodată n-am trăit așa o emoție de bucurie. Pentru că mâna asta care m-a ridicat sus mi-a arătat ce vă povestesc. Am văzut ca niciodată. Din avion nu se vede, pentru că dacă îndepărtezi, nu vezi lucrurile jos în realitatea lor. Eu eram foarte sus și am văzut munții și am văzut dealurile și câmpiile. Diferit. Și am văzut cum curgea apa din munți. Pâraie, văi, râuri și cum se ducea spre mare. Niciodată n-am văzut pământul și să mă încânte în tot ce a făcut Dumnezeu ca vegetație, ca floră. Flori pe care nu le culeg oamenii niciodată, nici nu le miros și Dumnezeu le lasă să crească. Le călcăm în picioare de multe ori, nu-i spunem mulțumesc. Și am văzut animale mari și mici. Am văzut pești în apă și m-au încântat. Și am văzut fluturi și tot ce zboară. Și să vă spun, în finalul acestei descoperiri și viziuni pe care am văzut-o, am văzut oamenii. Două categorii. Unii scurmând pământul, așa. Și unii cum ați cântat. Și atunci Dumnezeu mi-a spus să vorbesc despre lucrarea Lui la întâlnirea de tineret la care m-am dus în ziua următoare, în mijlocul naturii, să le spun că e cineva care a creat. Auziți? Și după ce a creat toate frumusețile astea, lucrurile pe care le-a făcut, le-a dat funcțiune și le-a dat utilitate. Și am văzut că degeaba îi zice că pământul, dacă nu s-ar fi împlântat pomii în el de cineva. Și apoi să lase Dumnezeu să fie. Și dacă ar fi fost apele și n-ar fi fost să încânte pe cineva cu toată viața care era în ele. Am fost în Coreea și am văzut pentru prima dată pește cu cap de fată. Parcă vedeai chipul unei fete.
pești. Și tot ce am văzut, mi-am dat seama că Dumnezeu a creat pentru noi. Prima dată a creat cadru și apoi a făcut să ne spună nouă astăzi de ce le-a făcut. Să ne încânte pe noi oamenii, m-auziți? Tot ce a făcut Dumnezeu în creație, toată creația Lui a fost făcută pentru noi. Despre care a zis, și pe voi v-am făcut după chipul meu. Cu mână. Dumnezeu are mână. Cum e Dumnezeu? Cu ochi. Privește-ne, Doamne. Cum e Dumnezeu? Cu picior. Doamne, ajungă până la mine pașii Tăi. Câte nu știm noi să spunem despre Dumnezeu ca și chip în însușiri care am vrea să le dovedească între noi. Și Domnul mi-a spus să vă împărtășesc în această seară, să vă spun că Dumnezeu are nevoie să ne uităm la creație, să ne uităm la creaturile astea și dacă o să mâncăm noi strugurii sau nu o să-i mâncăm, Dumnezeu face să crească struguri, să rodească vița de vie. Și dacă o să mâncăm noi toate merele sau toți dovlecii, toată conopida, El iară face altele. Nu-L deranjează dacă oamenii nu mănâncă toate merele, toate prunele, cad atâtea și atâtea fructe pe care niciodată oamenii nu le-au atins și nu i-au zis mulțumesc și El le-a făcut să se arate, le-a făcut să ne spună că El e Dumnezeu creator și că El face lucrurile în lumea asta să meargă precum a zis în creație și se uită la noi și zice, măi, ești mulțumit că ești fată, ești mulțumită că ești fată, ești mulțumit că ești băiat. Care de aici amintește când a fost întrebat dacă vrea să fie băiat sau fată? Care își amintește dacă a scris undeva să fie român sau cetățean în Marea Britanie? Da. Care își amintește că cineva l-a întrebat dacă în certificatul lui de naștere vrea să se scrie numele care s-au scris, tată și mamă? Vedeți, noi vorbim de un creator și avem obligația să ne uităm în urmă. Ca să știm să privim frumos, cu respect și cu cinste și în același timp să avem o atitudine de recunoștință și de mulțumire. Că degeaba vorbești de Dumnezeu dacă nu ești încântat de ce a făcut. Că în pământul ăsta deșert, voi ați venit să culegeți o mică frâmă care ți se pare că e mai mare ca dincolo. Voi ați venit majoritatea că ați vrut să fie calupul un pic mai mare. Casa să vă fie un pic mai largă și un pic mai sus. Și zice Domnul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Țineți cont că lumea asta eu am creat-o și pe voi v-am lăsat să o administrați, să o folosiți. Și pământul ăsta meu v-am lăsat să-l hătuiți. Să mergeți în România repede să vă cumpărați un teren sau aici o casă. Și zice Dumnezeu, măi, dar lumea asta e deșartă și fiți foarte atenți că voi faceți tot în deșertăciunea asta lucrurile. Pentru că Solomon, despre care am citit, a zis, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totu-i deșertăciune. Știți ce am vrut să vă spun? Că pământul ăsta pe care îl admirăm noi și când ne uităm ce frumos e, el spune despre pâinea asta care a frământat-o și s-a gândit, hai să o facem ca floarea soarelui, hai să o facem ca snopul. O luat făina, o pus apă în ea, o frământat-o și a zis Dumnezeu, măi, gura voastră să mânce pâine. Dar dacă nu poți mânca pâine? Câți oameni nu pot să mănânce pâine care are gluten? Și se duce la restaurant și spune, eu nu pot să mănânc cu... Toți avem. Iubiții mei, eu am venit în această zi să vă împărtășesc un gând al Creatorului, să vă uitați în urmă la ce a făcut și cum v-a făcut. Și apoi ce a zis să folosiți cu înțelepciune și să fiți tot așa de înțelepți că vă dă și vouă și ne dă și nouă puterea de a agonisi, să nu fiți avari. Să nu fiți oameni nemulțumiți de ceea ce primiți și cât aveți. Să nu vă uitați întotdeauna în sus la oameni, ci în sus la Dumnezeu. Și aici să vă uitați la oameni la care să le slujiți.
ca să aveți atitudine de mulțumire și recunoștință față de un Dumnezeu care e aici între noi. Și în primul rând, când îi spunem mulțumesc, uită-te la marea lucrare a creației, uită-te că te-a lăsat să ai hainele tale, pe chipul ăsta care ar trebui să-l iubești, să-l îndrăgești, să-i spui, Doamne, m-ai făcut după chipul tău, nu prea gras, nu prea slab, nu prea mic, nu prea înalt. Câți de aici nu apelăm la tot felul de îmbunătățiri, în felul în care nu suntem mulțumiți? N-am știut pentru ce trebuie să mă rog, m-a invitat cineva să mă rog și să-i fac ungerea. Are dureri foarte mari. Am zis, dar unde le ai după aceea? O zi la urechi. Doamne Iisuse. Deci am venit din Belgia, că am un prieten și prietenul a zis că nu-i plac urechile mele. Și am venit la ajustare. Și le-au schimbat. Și n-am știut că e așa dureroasă operația de transformare, de modificare. Mă doare rău să-mi faceți ungerea. Deci, dar nu ai putut mulțumi lui Dumnezeu. Că și eu am urechi mari. Ne pot să-mi spun, bunicu, ce urechi mari ai. Da, e adevărat, și cât e nasul, da, și mai crește. Se uite Dumnezeu la mulțumirea care o ai. Atenție! La tot ceea ce luptăm să schimbăm și să ne dispară mulțumirea și recunoștința pentru un Tată care ne-a dat chipul Lui și care ne-a așezat aici și a zis, v-am ales, m-a ales să fiu în generația asta cu voi, El. El Dumnezeu. El a scris în dreptul tău, băiat, fată. Și apoi îți spun ceva, El ți-a zis să te căsătorești, mă abia aștept să te căsătorești, am văzut niște arădeni, am întrebat, măi, te însori, nu te însori? E pe linie, nu-i dreaptă, dar... Adică să alegi. Dar noi nu vorbim, pentru că am vorbit de recunoștință, noi astăzi, ziua recunoștinței, bărbați care mă auziți, care v-ați căsătorit sau care vreți să vă căsătoriți, nu-i vorba când Dumnezeu zice ca niște aleși să vă amintiți, să spune, eu te-am ales, eu te-am ales. Ia-o invers, sau zi cealaltă, mulțumesc că m-ai ales, că ai putut să mergi să ceri mâna la nu știu câte fete, spune, pas, următorul. Recunoștința vine nu când ești arogant, ci când ești un ales, ca niște aleși ai lui Dumnezeu. Și noi suntem aici să vorbim, fiți foarte atenți, că sunt lucruri pe care Dumnezeu ne permite să le avem. Nu le luați toate în dreptul vostru ca să vă faceți răi și să vă faceți ca niște stăpâni să călcați apăsat așa. Fiți foarte atenți cum călcați pământul ăsta. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, călcați cu grijă pământul, că noroiul care strivi sub gheată cândva a fost poate chipul unei fete frumoase, a unei mame gingașe sau un falnic bărbat. Fiți cu recunoștință și dacă în lumea asta deșartă, și aici închei, ea se va sfârși. Doamne, să știți că frumusețea asta care o vedem noi, odată cu venirea Domnului se va întâmpla ceva. Și cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuit. Și noi, după făgăduința Lui, așteptăm cer nou și pământ nou. Vedeți că Dumnezeu ne-a lăsat să-i luăm bucățele cu bucățele din pământ și să le întăbulăm și să ne punem case și să ne luăm mașină și să ne aranjăm interioare și să ne înfrumusețăm pe noi. Și se uită Dumnezeu la noi ce atitudine avem în toată binecuvântarea asta. Nu uitați că atitudinea de recunoștință vine când știi să te raportezi la Dătătorul și Dătătorul la tot ce ai văzut și ce e peste tine și ce e în tine. Slăvit să fie Domnul! Și acum vreau să vă spun al doilea gând, că nu-i suficient în viață să spui mulțumesc. Eu la restaurant, îți spune farfuria și da cămurile. Mulțumesc, dar nu e nimic în ele. Dacă se întâmplă și să vină să-ți aducă ceva, mulțumesc, le plătești. Există o atitudine de mulțumire când primești. Dar eu am citit aici,
aruncă-ți pâinea pe ape. Urmează sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Și Dumnezeu a venit și a spus, în tot ce am creat prin cuvântul meu și în tot ce ați văzut ca lucrarea mâinii mele omul și sunteți încântat, într-o zi, dragostea mea pentru voi declarată s-a transformat în fapt. Cuvântul s-a întrupat. Auziți? Și a venit între noi. Dragostea lui Dumnezeu a venit aici și El a rămas singur în cer. Dacă ați venit aici la biserică și nu o să ai puterea să te uiți la un Dumnezeu care dă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, dragostea de care vorbim noi nu-i doar dragostea aceea care ți se oferă să primești, ci există ceva în care Dumnezeu spune, uitați-vă la mine, satisfacția și bucuria mea e dovada dragostei că vă iubesc, că dau. Și vine Dumnezeu și ne învață, vrei să fii fericit? Da, toți vreți fericiți, da. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Adică zice Dumnezeu, viața asta nu-i numai mulțumesc, burtă mare și nu-mi rău. Păi dacă tu ai mâncat, dacă te uiți la toate roadele astea, la cine le-a dăruit și beneficiezi de ele și El ți le dă, zice, mulțumirea nu-i numai vorbă. Mulțumesc, m-ați primit, frate, mulțumesc, frate, mulțumesc, mi-ați luat bilet. Mulțumesc, stai un puțin, nu vreau de mulțumesc. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, adică o mulțumire care să fie și din partea ta ca jertfă. Despre asta vreau să las gândul acesta să atingă inimile noastre. Nu-i suficient să spun mulțumesc că mi-ai dat bani. Și Dumnezeu, băi, dar ți-am dat bani. Tu nimic nu dai înapoi. Mulțumesc că m-ai ajutat. Tu nu-i faci să faci nimic. Că într-o zi Dumnezeu ne va întreba de atitudinea de mulțumire de aici din lume. Că ziua de apoi care urmează. Că vedeți când vorbesc, eu vorbesc de trecut. Eu vă spun ce e în prezent și mulțumirea trebuie să fie ancorată și în viitor. Pentru că Domnul lumea asta ne spune, fiți foarte atenți, că atitudinea de mulțumire trebuie să stârnească în inima și în vocea cuiva, mulțumesc! Adică nu-i suficient, mulțumesc, Doamne, dar... M-a zis cineva, mulțumesc că ai făcut și tu ceva, că ai fost o mână întinsă. Dumnezeu n-a zis... Să mulțumiți. Cel a venit să ne provoace la mulțumire și a dat. Și am citit aici, aruncă-ți pâinea pe ape, că nu după multă vreme vei găsi. Împarte-o în șase, în șapte sau chiar în opt. Nu știi ce nenorocire vine? Adică dacă tu ești un om care ai primit, dă înapoi. Ca să rămână mulțumirea în tine. Pentru ca din mulțumirea care ți-o face Dumnezeu, alții să poată mulțumi. Macedonienilor, aceia din Macedonia, eu sunt fericit și bucuros că din sărăcia voastră, Lucie, ați adunat bani și ați făcut să fie prin ajutorul vostru o pricină de mulțumire. De ce? Pentru că noi am primit de la Domnul și noi și suntem datori să dăruim, suntem datori să dăm. Prima poartă deschisă a dărniciei e aici în biserică. De aici nu se ia niciodată și asta e din Vechiul Testament și asta e Noul Testament. Gândiți-vă că într-o zi predicau apostolii și spuneau oamenilor să aveți inima mulțumitoare, să dați Domnului. Să dați Domnului. Și unul și-a vândut un teren care l-avea, o moșioară lui, și-a adus picioarele, valoarea la picioarele apostolilor. Și toți au fost încântați. Acolo la biserică.
Anania și Safira au văzut. Extraordinar, mă, uite, ei au zis, se aduce la casa Domnului. Dar de ce la casa Domnului? Așa făceau ei. Și când a adus la casa Domnului, Anania și Safira au zis, măi, ăsta e cuvântul Domnului. Au vândut și ei o moșoară. Dar au zis, măi, puțin luăm din ea, dar oricum e partea noastră. Și Duhul Domnului a venit acolo. Pentru că atitudinea de mulțumire se uită Dumnezeu la ea, dacă nu are în ea ceva egoism, dacă nu-i centrat ceva pe partea asta a noastră. Să facem și noi ca el, dar să ne oprim a noastră. Și Domnul l-a întrebat, cu atât ai vândut moșoara prin robul lui? A zis, da, măi, dar cum minți? Era a ta, da. Cu cât ai vândut-o, erau toți banii tăi. Dacă ai vrut să vii aici, de ce ai făcut-o de ochii oamenilor? Pentru că sunt dărnicii care ne pot osândi. Pentru că Dumnezeu vrea să avem atitudinea de recunoștință și de mulțumire, aducând la biserică să se amestece tot aici și când se duce darul să spună cineva, măi, dar cine mi-o trimis? Domnul. A care-i Domnul? A biserica. Care biserică? Biserica din Londra. Care biserică din Londra? Biserica? Care vă? Beteza. No, cine de acolo? Am un Dumnezeu știe. Că tot ce s-a dus, s-a amestecat. Și când duci spre alții din biserică, nimeni nu-și primește lauda, numai capul bisericii. Dar câteodată multe din dărniciile noastre le facem pentru că nu-i capabil, nu știu să administreze, nu știu să împartă. Și mergem noi și primim câte un sărut, nu ia lui Iuda. Mă auziți? Dar ți-ai primit de multe ori răsplata și riști. Atitudinea de mulțumire pe care Dumnezeu a zis-o avem în inimă, pentru care Anania și Safira au murit că n-au respectat-o, a fost în primul rând prin biserică. A doua oară când Dumnezeu îți direcționează viața, e o situație limită la cineva. Cineva nu mai are de lucru, cineva se roagă lui Dumnezeu și deodată vine o mână întinsă de la cineva. Azi noapte, astăzi m-am gândit, am primit că întotdeauna primul gând care îți vine în mintea ta e de la Domnul. Și apoi când nu-l faci, vin celelalte. Bă, să nu știu dacă trebuie, mai așteaptă și dacă ai așteptat un ceas, deja 7 gânduri de nu ți-au venit și nu mai faci. Sara te pui și zici, a venit gândul ăla dimineață, dar, Doamne, și nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru el. Atitudinea de mulțumire e a da, a dărui din ce ai. Ai fericire în familie, dăruiește unui trist, unui necăjit. Ai o familie bună, întotdeauna fi preocupat de cineva care tânjește după un cuvânt de încurajare. Ai ceva pe care Dumnezeu ți l-a dăruit, fii dispus întotdeauna să poți să dăruiești. Aici am citit, aruncă-ți pâinea pe ape și cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Pentru că mulțumirea trebuie să aibă în ea o atitudine și atitudinea a spus Domnul, ca să nu vă pierdeți răsplata, aduceți la picioarele apostolilor. Știu că nu aveți încredere în mine, îmi pare rău că v-am dezamăgit, dar să vă spun, Domnul Iisus Mântuitorul, auziți, a avut un ucenic pe care l-a investit casier și numele lui a fost Iuda Iscarioteanu. Noi nimeni nu știm ce făcea Iuda, dar știm că într-o zi, bunul învățător, după ce a predicat până s-a epuizat, a văzut că o și epuizat poporul și a zis, cumpărați-le, dați-le ceva de mâncare. Și nu avem numai 200 de lei. Dacă eu aș spune casierului de la noi din biserică, dă 5.000 de euro că pleacă fratele în Guinea, unde merg frate? Dumnezeu știe. Și vine fratele și spune, băi frate, zice, m-ai făcut de râs, noi n-avem numai 200 de euro. Tu nu mă întreabă, tu ca păstor ce ai știut? De-ai zis 5.000. Acolo erau 5.000 de oameni și Domnul a zis, dați-le mâncare, cumpărați. Și nimeni n-a zis nimic. Aflăm târziu că ăsta care era lângă Domnul, despre el a spus Domnul, el nu purta grija săracilor, el fura din pungă.
Și Domnul a ținut lângă el, iubiții mei, până când el singur s-a pus în spânzurătoare. N-a făcut pe nimeni să se simtă că a dat bani degeaba. Atitudinea de mulțumire față de respectul bisericii, că toată slava și cinstea Dumnezeu o primește în cer prin biserică, e și să ai încredere că asta e poarta deschisă spre Dumnezeu, lăsată în lege și preluată, reiterată în Noul Testament, chiar prin experiențe tragice, că cine și-a permis să calce în picioare dreptatea asta, a plătit cu prețul vieții. Eu am făcut lucrul ăsta, nu ca să vă ameniți, ziua de sărbătoare, de mulțumire. Puteți să vă mulțumiți făcând cum vreți, dar să nu uitați de cuvântul Domnului. Veți face întotdeauna la oameni și cineva va veni să vă dezamăgească. Eu mă duc în penitenciar, în pușcărie mă duc. Vineri avem botez, ești un fan. 7 din pușcărie ies afară și noi le oficiem botezul. Nu-i nimeni care să se boteze. Tot am făcut la apel, dacă vrea cineva să vină. Cine din biserică vrea să se boteze, dar n-ai fugit? Cu pușcăriașele. Și când își fac astea 7 pușcăriașe, o neprihănită de-a noastră, să-și facă poze cu ei și în ziua de m-am botezat și eu cu ea. Dar toți suntem frați și surori. Și încă n-a venit nimeni pentru vineri să vină. Sunt lucrări la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să-L cinstim și să-L respectăm. Sunt chemări pe care Dumnezeu le aduce aici în biserică cum le aduce acum, dar sunt oameni care murdăresc lucrarea Domnului și vreau să vă spun, și dacă ați avea dreptate, în momentul când v-ați deschis gura și batjocoriți lucrarea bisericii în care cineva își aduce din ce are, nu-i biblic. Că Domnul a ținut pe Iuda lângă el și nu l-a dat afară. Înseamnă că Domnul a iubit grupul de ucenici și a zis, atâția oameni care dau bani, trebuie să rămână oamenii ăștia încredințați. Au aflat ei mai târziu că Iuda singur și-a făcut sfârșitul. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă aducă mulțumirea asta în suflet și din ce vă dă Dumnezeu să găsiți porți spre cer. Cea mai importantă ușă și sigură, ascultați-mă, e biserica. Și oricine primește de la biserică, îl laudă pe Hristos, pentru că Hristos este capul bisericii și mântuitorul trupului, slăvit să fie Domnul. Și acum, în încheiere, un gând de viitor, de mulțumire. Domnul le-a spus ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Mai rămâi cu noi, nu? Mai să nu vi se tulbure, eu plec. Unde mergi? Pe unde mă duc eu? Voi nu veniți, veți veni mai pe urmă. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc. Atitudinea de mulțumire nu-i numai pentru ce a făcut Dumnezeu și că ne-a trimis Mântuitorul. E în atitudinea asta trăită astăzi, în atitudine de recunoștință și mulțumire și apoi atitudinea faptică a vieții noastre de mulțumire când aduc lui Dumnezeu ca jertfă mulțumire. Când cineva are nevoie să stai cu pruncul, cine se găsește să meargă? Când cineva n-are pe nimeni și vine și singur în casă, nu-l întoarce nimeni de pe o parte pe alta. Când nu ne uităm la ce ar vrea Dumnezeu să ne uităm noi. Sunt lucruri la care Dumnezeu zice, când ai mulțumire, dacă ești sănătos, îți pasă de un om pe care l-am îmbolnăvit pentru tine. Știți de ce sunt atâția oameni necăjiți? Eu am un nepot care a murit acum și mama și cu ceva timp înainte i-a murit tata. Fratele meu Nicu a murit cu ceva timp și acum a murit și soția lui, cumnata mea Dorina. Și mereu stau de vorbă cu singurul care nu-i căsătorit. Și a spus, măi unchiu, și eu zic, spune ceva. Nu mă speria. Tu ești orfan de tată și de mamă. Pentru mine.
Trebuie să iau rolul de tată, tatălui tău, nu numai că mi-am fost frate, pentru că Domnul te va întreba de orfanii mei, de văduvele mele. Faptele bune pe care le pregătește Dumnezeu pentru tine sunt rânduite de El, sunt pregătite, dar e cu o jertfă a lui Dumnezeu, mă auziți? Să n-asculte Dumnezeu rugăciunea unor copii pentru mamă și să le ia și mamă. E că Dumnezeu pregătește fapte să te strebe într-o zi. Și eu când eram orfan, poate soția mea își amintește, am fost într-o familie și murise mama. Și când ea a venit de la școală, fata asta, s-a lipit de Mariana și Mariana i-a băgat așa mâna prin cap. Și a început să plângă fata asta. Și bă, dar ce-i cu tine? Zice, auzi, așa făcea mama de câte ori veneam de la școală? De când mama a murit, nimeni n-a făcut așa. Cine aduce mulțumiri ca jertfă? Că toată ziua ai faci la fetița ta în păr așa și o piepte. Și este o fetiță care plânge când cineva o atinge. Pentru că suntem aici să ne cheme Dumnezeu la atitudini de mulțumire. Nu, Doamne, te rog cu bolnavii, Doamne, te rog cu văduvele, Doamne, te rog cu săracii, Doamne, cu orfanii. Domnul spune, nu de astea te-am chemat să te rogi. Am fi fariseu anvonului. Că nu-i drept să spun bisericii să se roage pentru un nenorocit al bisericii la care nu m-am dus. Că Domnul a stat bolnav ca eu să-l vizitez. Nu a zis să mă rog pentru bolnav. Am zis, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost în spital, m-ați vizitat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Nu-i rugăciune. Am fost flămând, mi-ați dat să mă... Nu trebuie să te rogi. Trebuie să acționezi, să faci ceva. Să ai o atitudine de mulțumire. Că ai picioare, că ai mâini. Că judești cu capul, că nu ești în depresie. Că știi număra banii, știi să spui mulțumesc. Atunci Dumnezeu spune, băi, vreau să ai atitudine de mulțumire. Și asta să o aduci ca jertfă, cum îți dau eu ție. Așa trebuie să faci și tu. Pentru că ți-am spus, dacă într-o zi o să ajungi în cer, înainte de a ajunge o să stăm de vorbă. Și o să te întreb, când eu eram, ne-am cunoscut? Cine ajunge în cer? Oamenii care la ziua de apoi nu se discută câte țigări ai fumat, cât ai drogat, dacă ai înjurat, nu te întreabă nimeni nimic. În ziua aceea când Domnul va sta pe scaunul de domnie mare și alb și vor fi adunate mulțimile înaintea Lui, El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oie de capre, El va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Și o să zică celor de la dreapta, când eu eram, ne-am întâlnit. Eu am fost pe pământ flămând și mi-a dat o lingură de mâncare. Eu eram gol și mi-a dat niște haine. Eu n-aveam bani nimic, tu mi-ai dat. Eu am fost străin și tu m-ai primit în casa ta. Și toate, o să zic, când, Doamne? Și zic, atunci când ai făcut astea și când au plecat, știi ce se întâmplă când sunt lucrurile astea? Te duci la cineva și hai să ne rugăm. Și el zice... Doamne, îți mulțumesc că ai venit pe la mine. Eu mă duc în vizită. Și când mă gândesc, hai să zicem o rugăciune, bolnavul sau, Doamne Iisuse, cum de-ai venit pe la mine? Ce ai găsit la mine important? Ce s-a fost drag de-ai venit? El zice, eu zic, Doamne Iisuse, eu am venit pe la tine. Doamne Iisuse, eu am venit la omul ăsta pentru că eu cred că tu ești. Omul ăsta îmi spune, Doamne Iisuse, cum de tu vii pe la mine? Și întâlnirile astea ale noastre, care nasc recunoștință și mulțumire, care adapă sufletul tău însetat și care îți aduce fericirea, e atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o ai, cum a avut-o El. Cine mi-aduce mulțumiri ca jertfă, îl asigur că va veni ziua când o să ne întâlnim față în față. Spune Domnul aici, vine ziua să ne vedem față în față. Nu mai fi nimeni, scuzele te vor acuza dacă vrei să le aduci. Și o să zică Domnul, binecuvântatul tatălui meu, sau blestematule. Blestematul, tu ai înjurat. Nu, nu. Ce i-a zis la binecuvântat? Aceleași lucruri le-a zis la blestemat, dar au zis cu nu. Binecuvântatul tatălui meu, câtă mulțumire ai adus tu în lumea asta și oamenii nu te-au văzut pe tine, m-au văzut pe mine. Și voi ați făcut ceva? Nu. Plecați blestemaților că nu vă cunosc.
atitudinea asta de mulțumire, care-ți ce jertfă, că ce împărte ce dă Dumnezeu, nu ți se pare că faci prea mult, te ancorează. Dacă ar fi să vină Domnul să aprindă pământul, dacă ar fi să ni se ia toate astea, noi plecăm într-o altă țară. Am văzut cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Spre gândul ăla ne îndreaptă Dumnezeu, ori de câte ori jertfim ceva ca mulțumire și semânăm cu Dumnezeu care a făcut lucrul ăsta. Eu cred că e suficient. Dar aș vrea să mă rog. Eu ce am spus, am simțit în Duhul, de exemplu, că atunci când a zis de biserică, unii ori făcut nu. Nu înseamnă că dacă spui nu, eu nu o să predic. Pentru că în momentul ăsta când ești aici și cuvântul lui Dumnezeu vine peste tine, trebuie să iei o decizie, să spui, fac lumină, las cuvântul tău și vreau să mă modeleze. Vrei să ai mulțumirea, nu numai mulțumesc că am ajuns în Anglia, mi-am dat aici, avem bani, o să ne cumpărăm mașină, ne cumpărăm un teren în România, sănătate. Și Dumnezeu, toată viața ta trebuie să fie o mulțumire de jertfă, adică din tot ce primești, să nu fii preocupat să ții, ci să dăruiești, pentru ca binecuvântarea care a venit de la Dumnezeu trece prin tine, ajunge prin cel care trebuie să beneficieze de mulțumire și să întoarce spre Dumnezeu. Și aș vrea în ziua asta de mulțumire să mă rog să vă deschidă Dumnezeu circuitul ăsta. Dumnezeu a făcut tot pământul ăsta să ne plimbăm pe el, să fim încântați de el. O zi, măi, să aveți și voi proprietate, că și eu stăpân, fiți și voi stăpâni. Dar să știți ceva, eu l-am făcut să-l nimicesc, să știți că și averea voastră și tot ce câștigați. Dar rămân lucruri care sunt ancorate și se mută în veșnicie. Acelea care sunt jertfa voastră, din ce vă dau eu, va deveni o jertfa ta, un sacrificiu al tău pentru a face un bine, te costă și te duci și jertfești și lucrurile astea te așteaptă. Și în ziua aceea va fi o recunoștință și a ta și a lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare.